Hei, Kehei, sunt Echila, sunt răgușită, dar am scăpat de teze și în curând o să scap și de încheierea medilor și, ei bine, știți că a fost perioada tezelor și am făcut câte două episoade de adevăr și provocare epice pe săptămână tot timpul pentru zufani și prin extorsiunea degajamentului n-am mai avut timp să fac unul pentru YouTube săptămâna trecută. Și m-am gândit că voi nu o să observați, pentru că fac oricum multe pentru zufani. Dar ați observat. Și mai aveați puțin și venea și peste mine. Dar eu tot vă iubesc. Ei bine, nu sunt eu egoistă sau ceva. Trebuie să înțelegeți că e un job. După cum am spus că sunt Bianca Adam, am mințit. Pentru că eu astăzi sunt Conchita Rust, în afară de a cânta perfect și sublim. Ei bine, o să-mi întâlnesc toți fanii Conchitoi de pe Omegle. Să înceapă dragă transformarea! Să încercăm așa. Da, cu siguranță, iubi. De menționat este faptul că eu nu sunt nici împotriva ei, nici pentru, nici... N-am nicio părere și nu-mi pasă. Are o voce superbă. Mi-ar fi plăcut să câștige România, logic, pentru că sunt din România. Deci video-ul ăsta nu este nici rasist, nici idiot, nici cu... Nu-mi dau cu presupusul sau ceva. Nu, e doar o parodie. Nu o luați personal. Eu susțin tot ce ține de LGBT și de-astea. Am observat că retenul chiar perfect. Aș vrea cel puțin să mă prefacă la perfect. Pentru că nu e. Super. O, da. Mult mai sexy. Sigur e mult mai sexy așa. Barba se pieptenă în general. Acum să intră mama în cameră să vadă ce travestit mic are. Hai să-i dăm drumul. Mai am voci. Probabil ar trebui să am vocea groasă acum. Hai. Ai publicat în oră, Robina? Nu, perfect, mă. Vă iubesc, fanii mei. Vezi? Privire seducătoare, barbă miraculoasă. Cum să dai next la așa ceva, măi băiatule? Bună. Dă-te la mine! Știu cât merge bine, pot să-ți fac o melodie freestyle. Mă cheamă... Ui, cred că rog. Cheamă... Conchita... Rost. Ce mai vrei? Sărut? Hai mă, pupi. Arată limba. Măi, perversule. Trebuia să-mi dai puncte. Amărâtule. A mie numește te. Mă, ce tequila vorbești? Bună, dragul domnule. Am mai mult păr pe față decât ai tu în cap, dragul meu. Țin să-ți amintesc. Dar tu ești unul de-al meu. Știam eu. Știam eu că mai sunt bărbuși pe aici. Spune-mi două cuvinte, dacă te rog. Două cuvinte. Cele două cuvinte? Ok, nici de arg. You know I am the winner of the Eurovision. I am home. Much I want bearded people. Cred că am scris total greșit, dar nu mai contează. Știu că-ți place, știu. But you're my... Te-am dat pe spate de te trec. Young and beautiful. Will you still love me when I'm... Will you still love me when I'm... Ești un maestru, ești un DJ. Omule, ești un DJ adevărat. Așa ceva incredibil. Toate felicitările din partea Conchitei Rust.
acum ce te era, frate, eu uit. Ce mă, tot înnebuniți toți cu băutura voastră. Sau din Europa. Iar eu sunt acea sau acel care a câștigat Eurovisionul. Mai sunt și eu acea sau acel care era cel mai splenduroasă barbă. Am făcut și un cuvânt nou. Cu ardoare și cu ulei de rășinoase. Da? Vrei să-ți ating o acută de aia înaltă? Da, te rog. Nu, dragă, nu e playback, eu fac live totul. A? Plache. 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 Pune. Vrei? Bine. Stai că încep. Nu te speria, eu când și cu instrumental am o voce atât de bogată. Dar tu ești o fetiță atât de mică și fără barbă. Cum e posibil? Dacă oprești, ți arăt eu cum se cântă. Am câștigat euro... Bă, ești nesimțit! Lache barba? Asta a fost o vocaliză. Nu mă vrea nimeni. Gata cu barba. Sper că v-a plăcut. Este un pamflet și trebuie tratat cum vrea mușchii voștri. Ce vreau să vă mai spun este că dacă tot ați pierdut 8 sau 7 minute din viața voastră prețioasă urmărind acest video, sigur mai puteți pierde 5 minute prin a mă ajuta cu ceva. Școala în care sunt eu acum participă la proiectul acela la care am participat eu de mult, școala lui Andrei. Vreau să-i ajut pe acești copii să aibă parte de tabăra vieții lor, așa că nu o faceți pentru mine. Dar dacă proiectul lor o să câștige, în școala noastră o să se facă un atelier de foto-video. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că eu o să pot să-mi filmez episoadele chiar la școală și o să-mi fie mult mai simplu și nu cred că o să se mai întâmple lucruri gen să nu postez o săptămână. Problema este că linkul către proiectul lor este în descriere, dar ca să-l votați trebuie să vă faceți un cont. Iar ca să vă faceți un cont, trebuie să puneți e-mailul vostru real și numărul de telefon ca să primiți două coduri prin care să validați contul. Este gratuit, nu vă faceți griji, doar primiți acele două coduri prin e-mail și prin telefon, le tastați unde vă cere, apoi votați proiectul. Dați și mai departe, pentru că avem mare nevoie să câștigăm unul din acele 11 locuri sau câte erau și să facem un atelier de foto-video. De asemenea, vreau să-i ajut și pe ei să câștige tabăra. Știu că puteți face asta pentru mine, vă rămân super, super, super îndatorată. Este doar un cont și apoi un vot. Mă bazez pe voi. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, share și pentru mai mult săptămânal, subscribe. Ne vedem joi viitoare, aici pe canal. Ok, bye!